Ce au în comun autori precum un scriitor, un pictor sau un compozitor? Fiecare dintre ei exprimă idei și sentimente, dar forma de expresie artistică este diferită. Scriitorul realizează un text care este cuprins într-o carte. Pictorul realizează un peisaj sau un portret care este prezentat sub forma unui tablou. Compozitorul realizează o lucrare muzicală, care este prezentată sub formă de muzică vocală sau instrumentală. Așadar, scriitorul este autorul unui text literar scris în proză sau în versuri. Literatura română cuprinde opere literare ale scriitorilor din trecut și din prezent. Îți prezint doi scriitori de seamă din literatura română, Mihai Eminescu și Ion Luca Caragiale. Mihai Eminescu a trăit între anii 1850-1889 și a fost atât poet cât și prozator și dramaturg. Ca poet a scris în versuri, ca prozator a scris în proză, iar ca dramaturg a scris atât în proză cât și în versuri. Să ascultăm în continuare una dintre poeziile sale. Ce te lege în codrule, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mi-l rărește. Bate vântul frunza-n dungă, cântăreții mi-a lungă. Bate vântul dintr-o parte, iarna aici, vara-i departe. Și de ce să nu mă plec dacă păsările trec? Peste vârf de rămurele, trec în stoluri rândunele, ducând gândurile mele și norocul meu cu ele. Și se duc, pe rând, pe rând, zarea lumii întunecând, și se duc ca clipele scuturând aripele, și mă lasă pustiit, veștejit și amorțit, și cu dor un singurel, de mângân numai cu el. Scriitorul Ion Luca Caragiale a fost o parte din viața sa contemporan cu Mihai Eminescu. Dacă Mihai Eminescu este cunoscut de către cititori, mai ales ca poet, Ion Luca Caragiale este cunoscut mai ales ca dramaturg, ca autor de piese de teatru și ca prozator, autor de schițe și povestiri. Să citim în continuare un fragment dintr-o schiță a autorului. Ion Luca Caragiale, Căldură mare, fragment. Termometrul spune la umbră 33 de grade Celsius. Sub tarșița soarelui se oprește o birjă în strada Pacienței la numărul 11 bis, către orele 3 după amiaz. Un domn se dă jos din trăsură și cu pas moleșit se apropie de ușa marchizei, unde pune degetul pe butonul soneriei. Sună odată. Nimic. De două, de trei, iar nimic. Se razimă în buton cu degetul pe care nu-l mai ridică. În sfârșit, un fecior vine să deschidă. În tot ce urmează, persoanele toate păstrează un calm imperturbabil, egal și plin de dignitate. Domnul e acasă? Da, dar mi-a poruncit să spui dacă l-o căuta cineva că a plecat la țară. Dumneata spune-i că am venit eu. Nu pot, domnule. De ce? E încuiat odaia. Bate-i să deschidă. Apoi a luat cheia la dumnealui când a plecat. Care va să zică a plecat? Nu, domnule, n-a plecat. Amice, ești idiot. Citește textul integral pentru a afla finalul acestui interesant dialog. Cei doi scriitori, Mihai Eminescu și Ion Luca Caragiale, sunt autori ai unor texte care cuprind reprezentări diferite ale realității. Prin lectura textelor, ca cititori, am trăit în două lumi diferite. Citind poezia Ce te legeni,
am intrat în atmosfera toamnei și a schimbărilor provocate în natură și în suflet și am trăit sentimente de singurătate și melancolie. Prin lectura textului Căldură Mare, am intrat în lumea relațiilor interumane, în care comunicarea confuză stârnește râsul prin umor și ironie. Ia-ți un răgaz de câteva minute pentru a citi această listă care cuprinde numele câtorva scriitori din literatura română. Acești scriitori au scris și texte potrivite pentru un cititor de vârsta ta. Apoi, notează numele autorului și titlul textului pe care l-ai citit sau intenționezi să-l citești. Îți doresc lecturi plăcute! Te-ai întrebat cum este posibil să citești în limba română texte literare ale unor scriitori care au scris în alte limbi? Deoarece literatura este o valoare importantă a culturii umane, textele literare din literatura universală sunt traduse în limbi naționale de către traducători. Pe lângă efortul creator al scriitorului, traducătorii sunt cei care muncesc din greu pentru a oferi versiunea tradusă. Astfel, cititorul are posibilitatea să citească texte din literatura universală, fie în traducere în limba română, fie în limba în care au fost scrise, dacă, evident, este cunoscător al acelei limbi. Te las în următoarele momente să observi numele câtorva scriitori din literatura universală asociate cu limba în care au scris aceștia și titlurile celor mai cunoscute opere ale lor. Așadar, autorul unui text literar este un scriitor cu identitate reală care exprimă idei și sentimente în diferite tipuri de texte prin care creează o lume ficțională. Valoarea creației unui scriitor este apreciată și recunoscută de cititori. În calitate de cititori, putem citi un text al unui autor care scrie într-o limbă străină prin traducerile realizate de către traducători profesioniști.